Bună ziua, iată cum am promis, voi filma și acest, această familie care e formată, nu știu exact, data, cred că pe data de 10, azi în 18, și tot din curiozitate vreau să văd exact cum a evoluat ea în aceste zile. Ca familie, ca organizare, ea nu mai țin foarte bine minte, avea și ea câteva foi crescute. Acum cuibul s-a restrâns, deci aici e mâncare, foaie, foaie, și o să încep să... Asta cred că nu este, e construită, dar cuibul nu a venit până aici încă, o să dureze până să se extindă. Iată, numai o parte este construită. Chiar sunt curios cum a evoluat între timp această colonie formată tot prin metoda de mutare simplă. Iată rama cu care lucrează, aici a adus miere. Prima ramă care a lucrat cu vina. Să văd cam cât a evoluat ca familie între acest, tot acest timp. Iată prima ramă cu greutate care o simt. Aici albina are foarte mult de lucru. A adus miere în această ramă. Deci am făcut niște greșeli la lipirea foilor. Voi nu prea avem ce face, s-a stricat, asta e. Le vom folosi cum sunt. Deci cuibul este de acolo. Asta e următoarea ramă. Are albinuță, lucrează albinuța pe această ramă, să vedem. Aici sunt larve, în câteva zile va căpăci. Mărcuța este aici. Aici este o primă foaie cu larve, nu știu cum a stat pe ea. Prin această tehnică eu sunt foarte mulțumit, cum am zis. Pe lângă văd că s-a oprit, aceasta era în frigul roitului când am mutat-o. De aceea o verific să văd dacă nu cumva are boci, dar văd că nu, e liniștită. În momentul în care puietul larvar se mulțește, lăptișorul este împărțit la acel puiet și au de lucru albinuță. Iată cum o această mătcuță. Așa o. Foarte frumos. Da. Asta e rama care a fost cu larve dată. Că de aici au formă de botcă, dar e doar formă. Da. Fiindcă, cum am spus, era în frigul roitului și folosind această tehnică mă cam îndoiam un pic. De aceea o și prezint. Deci ea încă nu este în friguri. Sper să nici nu fie prea curând. Am zis că o lună de zile, chiar spre sfârșitul iunie, când au o parte din albina va fi înlocuită cu puietul tânăr, care vor ieși. Acesta va ieși în câteva zile, da. Sunt larve care vor ieși după aceea. Și crește puterea de a crește larve ieșind puiet, și atunci se va mulți puietul tânăr.
familie. Iată și această ramă, ar trebui să fie larve pe ea. Este larve. Sunt larve. Pe ambele părți. E foarte bine. De ce zic că era în frigul roitului? Fiindcă ea, după ce am mutat-o numai pe foi, am mai făcut niște boci, bineînțeles, cu pole, nu sunt boci, nu au nimic în ele. S-a domolit după această mutare. Da, nu este nimic. Da, nu exclude ca după un timp această femeie se intre iar în friguri. Și atunci voi putea iară face acea lucrare cu foi. O voi face din nou dacă este nevoie. Și iară mai construiesc o rundă de foi și așa. O albina care ar trebui să intre în friguri o să lucreze, de fapt, nu mai mi se urcă prin copac. Iată și această ramă este oată, a patra ramă cu puiet. O, foarte bine. Ia să vedem și pe următoarea. Și aceasta arată bine de sus. Dacă este și o altă, și mai interesant. Partea aceasta nu. Deci aici este capătul. Da. Deci după, probabil după ce va căpăci acel puiet, se va apuca să se extindă cuibul. Eu de câte ori umblu la o familie, prima ramă devine ultima sau depinde pe care o iau la îndemână. Cele două rame sunt cu mâncare și mai e acolo o ramă construită. Deci, eu sunt mulțumit toată cantitatea de albine care s-ar fi oprit din lucru. S-a apucat, am mutat, am scuturat pe toată pe foi. Din ramele care au fost mutate la o altă colonie care era în friguri, a fost mutată pe altă zonă și iată așa, nu am mai intrat în frigul roitului, ci am făcut un control. Ba chiar s-a oprit din friguri, de aceasta, cum am zis, era în frigul roitului. Bun, următoarea vizită este aproximativ 2 săptămâni, să vedem ce și cum. Între timp avem alte lucruri de făcut. Iată, aceasta este familia respectivă. Până data viitoare, numai bine!